Deci, ziceam să refacem turul, da? Trecem cu acul prin cristalul mov. Apoi, arceluța aurie și cristalul verde. Dacă nu avem vizibilitate pe față, întoarcem lucrul și simplificăm ce avem de făcut. Apoi, arceluța aurie și cristalul verde și iată-ne că am ajuns la punctul dorit. Uite aici am vrut să ajungem, exact. Da? Înșirăm 4 mărceluțe aurii și intrăm cu acul în cristalul verde din sens opus. Facem un tur din nou prin mărceluța aurie și cristalul mov. Ca să vedem, întoarcem, da? Apoi mărceluța aurie, cristal verde. Și doar mărgeluța aurie. Mai luăm două mărgeluțe pe ac și trecem prin cele patru. Cele patru de la baza șatonului și prin șaton. Deci avem patru mărgeluțe aurii. Am trecut pe partea cealaltă prin șaton și vom trece iar prin două mărceluțe aurii. Doar prin două. Am nimerit? Nu, trei. Două vreau. Nu cred. Deci doar prin două. Așa. Mai facem un tur ca să ajungem din nou aici.
trecem întâi prin cristalul mov. Am întors ca să văd mai bine argeluța aurie și cristalul verde. Și încă o dată margeluța aurie și cristalul verde. Și am ajuns exact unde trebuie. Am înșirat 4 aurii. Intrăm în cristalul verde din sens opus. Apoi vom face încă un tur, de data aceasta ultimul, prin margeluța aurie și cristalul mov. Apoi margeluța aurie și cristalul verde. Și apoi doar prin margeluța aurie de la mijloc. Am mai înșirat 2 aurii. Intrăm cu acul, trecem prin cele 4. Și iar prin 4 vor fi 1, 2, 3, 4, 1, 2 și încă 2, plus jetonul. Deci 4 margeluțe aurii plus jetonul și am trecut pe partea cealaltă. Ei, mai avem de trecut. Acum prin 2 margeluțe, dar dacă trecem prin 4, nu mai este o problemă, pentru că ce ne-a rămas de făcut este doar să întărim marginile, mai trecem o dată cu acul doar prin margini, prin conturul petalelor, a frunzelor, și trifoiul nostru e terminat. O să fac o buclă prin care vom trece șnurul de mărțișor, dacă va fi mărțișor. Uite așa. Buclă voi înșira pe ac 6 mărgeluțe și le închid în cerc. Deci am ajuns la capăt. Voi intra
această margeluță din sens opus. Și iată că am făcut și o găicuță, un urechiușă prin care să trecem șnurulețul. Indiferent că va fi mărțișor sau un pandativ. Eu mă bucur că am ajuns cu bine la final. Sper că nu am ieșit foarte des din cadru și ați văzut fiecare mișcare, fiecare pas. În așa fel încât să se înțeleagă. În cazul în care totuși nu s-a întâmplat acest lucru, îmi cer scuze și pot să spun că am un tutorial pas cu pas fotografiat la fiecare împunsătură de ac, la fiecare mișcare pe pagina mea Marcelana. Albumul se numește Tutorial Mărțișor Trifoiul Norocos și vă invit să urmăriți acolo dacă aveți dubii sau neclarități și să-mi scrieți în comentariu dacă aveți întrebări. Eu voi răspunde în măsura în care timpul îmi permite și de îndată ce voi vedea. Vă doresc o primăvară minunată și să ne vedem cu bine! Pupici!